Conform datelor oficiale, Monaco este țara unde oamenii trăiesc în medie cel mai mult, și anume 89 de ani și jumătate. În America coboară pe undeva la 80 de ani, iar în Canada urcă până la 82 de ani. În România coboară până la 75 de ani. În toată lumea, speranța de viață fluctuează dramatic, scăzând până la 39 de ani și jumătate în Swaziland, o țară din sudul Africii. Pentru scopul acestui video, să spunem că nu vei avea probleme de sănătate și vei trăi 82 de ani. 82 de ani doar pentru tine, dar asta de când te naști. Pentru a vedea câți ani vei mai avea de trăit, va trebui să scădem vârsta pe care o ai acum. Să spunem că ai 22 de ani, ceea ce înseamnă că mai ai 60 de ani de trăit sau 21.900 de zile sau 525.600 de ore. Tot nu o duci destul de rău dacă luăm în calcul faptul că în medie dormi cam 8 ore în fiecare noapte, 8 ore pe zi ori 60 de ani, rezultă că dormi 175.200 de ore. Ai mai rămas cu 40 de ani de viață doar pentru tine, timp în care vei fi treaz pe această planetă. Destul de înfricoșător, dar este mai înfricoșător dacă ce urmează este adevărat pentru tine. Un studiu de caz din România a arătat că aproximativ 50% din oameni din mediul urban sunt nemulțumiți de locul lor de muncă, iar când au fost să răspundă sub protecția anonimatului, 85% au spus că nu sunt mulțumiți de locul lor de muncă și că de-abia așteaptă să vină weekendul. Dacă acest lucru este adevărat și tu trăiești numai pentru acele câteva zile din săptămână, ia să vedem ce se întâmplă când scădem toate zilele lucrătoare. Sunt aproximativ 260 de zile într-un an. Și dacă scădem din 40 de ani sau 14.600 de zile, 10.400 rezultă 4.200 de zile sau 11 ani de viață. Dacă crezi că te vei pensiona la 63-65 de ani, să spunem că vei primi ceva din zilele acelea înapoi, dar oare vei avea ocazia să te bucuri de ele? Șansa ca tu să ai o dizabilitate sau o problemă mentală după vârsta de 65 de ani este de 70%. Deci data viitoare când te vei gândi că ai toată viața înainte, gândește-te cât de prețioasă și limitată este viața ta și nu o irosi pe lucruri care chiar nu contează. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, sper că v-am transmis un mesaj cât de cât pozitiv și anume să vă trăiți viața la maxim și nu numai pentru weekend. Like și share dacă v-a plăcut și să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja.